Bună seara, dragi prieteni, și bine ați revenit la Dialog. Mă bucur că și în această seară suntem în platoul La 7 TV împreună cu Denis Iacobescu. Așa cum v-a promis, a revenit la noi. Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Bună, Bianca! Bună, Barni! Bună! Mi-a plăcut foarte mult și de-aia am revenit. Ne bucurăm! Și te mai așteptăm și a treia, și a patra, și a cincea oară. Sigur, știi cum e. Tot timpul vor fi subiecte de dezbătut, de discutat. Cum cu siguranță. Aparent, ai putea să spui că este doar o discuție despre și cu fete. Dar este o discuție despre viață cu fete. Așa am văzut eu până acum. Bine că ai punctat lucrul acesta. Chiar vreau să reluăm discuția, pentru că am tot stat zilele acestea și m-am gândit la tot ce am discutat și cred că mai avem de punctat anumite lucruri. Rămăsesem undeva la armonia între partea spirituală, exterior și interior. Haideți să dezvoltăm un pic mai mult acest subiect de mare interes. Sigur, cum spuneam și înainte, că a pornit totul de la Forever Young, de a rămâne tânăr, vorbim despre suflet și minte, da? Pentru că, da, fața, corpul, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, îmbătrânesc. Nu putem opri acest proces, îl putem încetini, dar nu îl putem opri. Și nu poți avea această tinerețe dacă nu mentalitatea ți este schimbată, în sensul că trebuie să fii mai pozitiv, trebuie să-ți dai șanse, să nu-ți pui bariere, pentru că asta o fac marea majoritate. Îți spun singur că nu mai îmi trebuie acum, la vârsta asta, ba da, ca să crești în continuu, trebuie să ai o activitate. Așa gândesc eu, da? Nu spun că regulile mele sunt adevărate, să mă rog. Eu vă spun din ceea ce simt eu, ceea ce mă ajută pe mine să rămân forever young, da? Dacă e ceva de învățat tot timpul, vreau să acumulez, să asimilez orice informație. Dacă îmi place ceva să fac, am hobby-uri, da, mă duc și de pictat și de cântat la pian și de notat și ce vreți voi de făcut. Și spiritual, sufletește, cum s-ar spune, dacă l-ai pe Dumnezeu, sau mă rog, orice altă credință ai tu, cum am zis, mă rog, Buddha, Univers, ai speranța. Speranța este întotdeauna într-un suflet tânăr, zic eu. Da? Absolut. Speranța este cea care te ajută să vezi ziua de mâine și să o vezi mai bine, mai în roz, da? Dacă nu ai o credință în ceva, așa simt eu, mi se pare că aici s-a terminat totul, nu mai am nicio șansă, de ce să mai fac asta, că nu are importanță. Nu poți avea o perspectivă de viitor. Sigur, da, și mulți zic, păi ce viitor, măi, gata, ai trăit 50 de ani, cine știe de acum încolo, dar poate mai trăiesc încă 50, nu? Mie îmi place viața așa cum este ea, cu bune, cu rele, este frumoasă și cred că dacă toți stăm să ne uităm la viața noastră în general, avem de ce să ne bucurăm și de ce să o trăim. Doar pentru faptul că tu ai 5 case și eu nu am, asta nu înseamnă că tu ești fericită, ai pentru ce să trăiești și eu nu am. Fiecare avem motivul nostru pentru care vrem să trăim. Mă bucur foarte mult că ai spus asta. Sunt oameni care văd în câștigul material sursa fericirii. Știm, da, cu toții că nu este așa. Depinde ce valori avem în viață, da? Pe ce punem accentul, da? Nu sunt aici să critic, suntem fiecare diferiți, avem mentalitate diferită. Eu una, cum am spus și la începutul primei emisiuni, pentru mine importantă este familia, da? Când te strângi așa la masă cu toții și simți așa acea căldură, da? Care vine de la cei dragi, și ai mâncare pe masă, e sănătos, restul cu Dumnezeu înainte. Că am casă, că nu am, că am mașină, că nu am, că am genți, pantofi și așa, asta e partea a doua. Deci familia este la baza fericirii tale. Da.
mă gândesc totuși că lucrurile materiale sunt necesare. Sunt. Și dacă este să vedem ce spun oamenii pe stradă, cea mai mare nevoie este nevoia de lucruri materiale în principiu de bani. Pentru că dacă nu ai bani, nu ai o groază de alte lucruri. Nu-ți poți plăti facturile doar exact. Cu și nu mai ai acoperiș și nu mai ai ce să oferi familiei, să mănânce și așa mai departe. Sigur. Adică nu excludem partea aceasta, doar că nu ne bazăm doar pe ea. Nu, asta este menirea noastră, doar să vedem doar banul, banul, banul. Aș minți dacă spune că nu-mi place un pantof drăguț sau o roche, mă rog, care mi-am dorit-o sau, mă rog, un inel. Nu. Dar să nu fie scopul vieții noastre, banul. Să mergem acum mai departe și să ne amintim ce ai spus data trecută. Ai abordat un subiect delicat, depresia. Și ai dat așa câteva direcții pentru persoanele care se află în anumite etape grele. Ce mai putem spune despre această boală a secolului și cum putem trece peste ea? Din nou, nu sunt medic, ca să spun din punct de vedere medical cum poți, ce să iei, ce să faci. Sunt o simplă persoană ca toți ceilalți și vorbesc din experiența mea, da? De zi cu zi, pentru că toți mai mult sau mai puțin trecem prin aceste etape, tristețe, dezamăgire, fericire, mă rog. Cum trec eu? Încerc să mă autoeduc, să am o minte pozitivă, să gândesc pozitiv, da? Prin diferite materiale, prin cărți, îmi place să citesc și prin speranța că va fi mai bine, da? Conexia pe care o am cu Dumnezeu mă ajută foarte mult. Nu sunt o persoană, nu mă pot numi religioasă, mai degrabă spirituală. Ce înțeleg eu prin a fi spiritual? Conexia pe care o am cu Dumnezeu, one-on-one, eu cu El. Da? Experiențele care le-am avut în viață, prin tot ce am trecut, m-am învățat că da, există cineva acolo. Mă rog, că m-a ajutat Universul, că m-a ajutat Dumnezeu. Am reușit să trec peste momentele grele. Dacă eram doar eu cu mine, poate că în anumite momente o luam ușor razna. Fiecare își găsește acea ușurare care este doar de moment a sufletului prin, mă rog, alcool, droguri, asta sub pătură și Ana în depresie. Nu, trebuie să mă urnesc singură. În fiecare zi îmi zic, mă bat singură pe umăr și îmi zic, pentru că, într-un final, știi cum e? Te-ai născut singur, singur pleci în această lume, de pe această, din această lume, mă rog, și tot singur trebuie să te bat singur pe umăr și să zici, hai că poți. Altfel, este o linie foarte subțire între a pica latura cealaltă, tristeții și a depresiei. Dacă atunci când rămâi singur în viață, în acele momente întunecate sau cum vrem să le numim, nici tu nu te încurajezi pe tine. Nimeni nu o să poată să te ajute. Da. Și numai că nu o să poată, nu o să facă. Că de foarte multe ori nu face nimeni. Și rămâi tu singur ca să-ți bați pe umăr. Mă gândeam la un cuvânt despre care vorbeam și anume spiritualitate. Mă gândesc că spiritualitate înseamnă, pentru că vine de la spirit, să exteriorizezi valorile care sunt în tine. Eu cred că fiecare om are ceva bun în el, doar că la un moment dat nu se comportă ca atare sau contextul nu-l ajută. Sau nu știe cum. Uneori, da. Atunci, eu cred că în momentul când ajungi într-o situație neagră, în fața disperării, dar până să primești un răspuns și până să găsești o ieșire de acolo, o cale prin care să se schimbe toate lucrurile, ar trebui să trăiești conform valorilor din tine. Să trăiești frumos, nu știu pentru cât timp, dar să încerci atât mai ai. Mai partea lăuntrică, mai acel bun din tine. Trăiește-l pe acela. Comportă-te conform valorilor din tine. Și cu siguranță lucrurile se vor schimba. Hai să ne uităm în societate și primele lucruri pe care le învățăm ca și copii, sau le-am învățat ca și copii și noi învățăm pe alții să salute, să se comporte frumos pe stradă. Și doar cei needucați și rău intenționați din fire răspund rău la un act de politețe.
da, să spun, să ne comportăm frumos conform valorilor din noi. Bine spus, că întotdeauna am zis așa, dacă vrei să fii respectat și să fii fericit, trebuie să faci tu pasul ăsta primul, ca să primești înapoi. Dacă nu primești, că nu primești tot timpul bun la bun, este problema celui care nu îți răspunde frumos înapoi și el mai are de lucrat la asta. Dar tu ți-ai făcut partea. Tu ți-ai făcut partea ta și înăuntru tău e liniștit și fericit. Mai este un lucru pe care l-am observat în societatea noastră. Dacă o persoană se iubește pe sine însăși, și cei din jurul ei o să o iubească. Dar dacă o persoană spune despre sine, nu sunt în stare de nimic, nu sunt în stare să termin o facultate, nu sunt în stare să-mi găsesc un loc de muncă, un iubit, o prietenă, atunci și societatea te va percepe așa, pentru sigur, că tu transmiți. Asta e mani, asta transmiți. Da, este o linie fină între a te iubi pe tine și a da în narcisism. Da, nici așa nu pentru e bine. Pentru că știi cum e, ego este... Și atunci și intervine mândria. Exact, exact. Trebuie să știi când, unde și cum să te oprești. Auzeam că foarte multe relații s-au destrămat pentru că am amintit la un moment dat și am vorbit despre asta. Uh-huh. Din cauza că la un moment dat unul dintre parteneri a început să zică vai de mine ce m-am îngrășat, vai de mine ce urâtă sunt, vai cum am ajuns să arăt. Și la un moment dat partenerul tău care cândva te-a văzut frumos, frumoasă, erai sclipirea din ochii lui sau ei, la un moment dat zice, bă, chiar că așa areți, chiar că e adevărat ce spui. Și lucrurile se... Așa este, pentru că îi pui în minte. Mă, eu până acum n-am văzut așa ceva, dar stai că dacă tot ai punctat, ai tot punctat, exact. Parcă văd și eu, da. Și așa e și cu, în general, viața de zi cu zi, cu societatea. Trebuie să vezi partea bună din tine, pentru că sunt sigură că toți avem ceva frumos. Absolut. Bun. Dacă tot am amintit despre relațiile de cuplu, care crezi că este linia pe care ar trebui să meargă ambii pentru a ajunge la o țintă comună? Din nou, americanul spune it takes two to tango. Uh-huh. Deci amândoi trebuie să depună efort. Da? Uh-huh. Niciodată nu poți să spui că tu a fost vina ta 100% și a lui nu. Sunt sigură că da, că unul are mai multă vină și că altul mai puțin, dar cel care a făcut greșeala a fost condus la această greșeală, poate și de celălalt. Uh-huh. Cum am spus și la început, trebuie să ai aceeași mentalitate. Trebuie să știi ce vrei și să pornești de la început cu lucrul ăsta. Dacă nu, mai devreme sau mai târziu, ai să simți aceste lipsuri, bariere, și nu ai compatibilitate și se vor destrăma lucrurile. E foarte important ca tu, ca individ, într-o relație, să știi ceea ce vrei tu de la viața ta. E adevărat că există un țel comun pentru amândoi să trăiască bine, să aibă o familie frumoasă, să fie împliniți, fericiți și așa mai departe. Însă, la un moment dat, vorbim și despre individ în relație. Tu ce dorești de la viața ta? Eu mereu îmi întreb prietenii căsătoriți, bine, și tu, lăsând soția la o parte, lăsându-l pe bărbatul tău la o parte, tu ce vrei să faci cu viața ta? Fie îmi dă un răspuns, fie rămâne la voi. Însă e foarte important să știi tu, de la viața ta, ce vrei, pentru că în funcție de aceste lucruri îți vei construi și relația. Iar ca să ajung amândoi la un țel comun, cred, și poate că voi îmi confirmați sau mi-i infirmați, mă gândesc că ar trebui să fie și un dialog, o comunicare între ei. Bine spus! Am vrut să zic, bravo! Bine spus! În orice problemă, în viața de zi cu zi, nu numai într-o relație, comunicarea are un rol foarte important. Dacă nu comunici, intervine frustrarea, neînțelegerea, începi să-ți faci tu poveștile tale în cap, imaginea, exact. Da? Și atunci lucrurile o iau pe altă cale. Deci comunicarea e foarte, foarte importantă. Denise, ce se întâmplă cu fetele și băieții care ajung la o anumită vârstă și încă nu și-au găsit jumătatea? Cu siguranță ai fost întrebată și tu pe Instagram.
Ce le răspunzi astăzi? Care, fetele și băieții care încă... ajung la o anumită vârstă și încă nu și-au găsit jumătatea și se întristează și spun că gata, eu nu o să mă căsătoresc niciodată, nu o să găsesc niciodată jumătatea mea și intră în depresie, efectiv. Da, nu-mi place gândirea asta standard. Să avem, dacă până la vârsta de nu ai făcut copil, nu e bine, pentru că fiecare are ceasul ei biologic, fiecare femeie. Poate unora nu le-ai dat să aibă copii, da? Nu trebuie să te căsătorești, nu neapărat trebuie să te căsătorești la vârsta de 22 de ani, trebuie să fii căsătorit. Din nou, fiecare are jumătatea lui care așteaptă acolo la locul potrivit, la momentul potrivit. Deci, exact. Să nu disperăm. Până atunci avem alte, focusează-te în alte lucruri. Ce îți place să faci în viață, ce carieră, spiritual, pentru că mai avem nevoie și de, cum am spus când vorbeam noi de postul sufletesc. Nu ținem doar pentru stomacel post, da, pentru trup, ca un fel de detox. Ne trebuie și acel post sufletesc. Toți avem nevoie, mai mult sau mai puțin, unora le ia 4, 5, 6 ani, altora le ia o lună, două, să fim noi cu noi. Să ne regăsim. Să ne regăsim, sigur. Dacă tu nu te regăsești, va fi foarte greu să stai într-o relație, va fi obositor pentru cel de lângă tine, va fi foarte greu pentru tine să știi ce vrei. Poate dacă fi chiar toxic pentru da, viața ta. Da, da. Nu, dacă nu te regăsești, n-ai să știi niciodată ce vrei. Hai să tot cauți fericirea undeva, care de fapt fericirea se află în interiorul tău. Ceea ce mă șochează pe mine este că atunci când vorbeai despre faptul că au ajuns la o anumită vârstă, care să fie vârsta aceea, 30-40 de ani? Da. Dar în principiu, în societatea în care noi trăim, vârsta aceasta este de 16-17 până în 20. Deci dacă tu până în 20 de ani disperi că n-ai găsit pe nimeni, înseamnă că problema este la tine. Asta cred eu personal. Atunci noi cei după 50, gata, nu mai avem nicio speranță. Nu? Adică n-a trecut viața pe lângă tine. Atunci începe viața. Sigur, exact. Și nu ai cum să-ți faci o relație serioasă la 16 ani. Hai să fim serioși. Atunci, chiar nu. Atunci te dezvolți tu ca și corp. Atunci crești, atunci afli niște studiezi lucruri despre viață. Deja la 20 de ani, ai să fii cu totul altcineva. Exact. Mentalitatea ta se schimbă și de ce să te legi de la 16 ani când deja la 20 ai să te trezești că n-avem nimic în comun. Și mai este un lucru, nu trebuie să forțezi lucrurile, trebuie să le lași să vină de la sine. Nu. Am făcut și eu în acești 50 de ani ai mei, anișori, știu că sunt oameni mult mai avansați în vârstă și o să zic că doar 50 mai ai. Am avut și un moment în care trebuie făcut și am făcut și mai târziu mi-a părut rău, pentru că am forțat lucrurile. Despre studii mai putem vorbi. Sunt persoane care, dacă nu au făcut o facultate la 30 de ani, nu o mai fac deloc pentru că consideră că deja este timp pierdut și da, stop. Acum zic eu, depinde de facultate. Dacă vrei să devii, nu știu, medic, chirurg sau, nu știu, dacă deja la 60 de ani mai... sau avocat. Să faci dreptul, pentru că durează mulți ani. Dar uite cum vreau eu să fac psihologie, de exemplu, eu zic că este ok. Nu crezi? Da. Pentru că atâta timp cât ești lucid, da, ești într-o condiție bună, poți comunica, conversa, da, poți să faci meseria asta și până la 80-90 de ani, da? Da. Depinde ce facultate faci. Și orice alte studii, uite, vreau să reîncep pianul. Când am făcut prima oară cursurile de pian, acum vreo 6-7 ani, deci eram la mijlocul anilor 40, aveam 40 și ceva. Proful meu, care avea doar 22, m-am dus la și zic, nu sunt un pic cam bătrâiară pentru pian? Și zice, ce vorbești? Cel mai în vârstă, cel mai tinerel are 5 ani, al meu 4 sau 5 ani, și cel mai în vârstă are 60. Deci niciodată nu este prea târziu să-ți dezvolți pasiunea. Nu, nu. Chiar încurajez pe toată lumea să facă. Dacă au posibilitatea, oportunitatea, fă ce-ți place, fă ce-ți-ai dorit. Am cunoscut în Italia o persoană care abia la 63 de ani a învățat să picteze și a descoperit că este foarte talentată. Poftim. Deci...
Sunt sigură că sunt atâția oameni acolo cu talente care nu, ori nu și le-au descoperit, ori nu au avut posibilitatea și e păcat să te duci într-o zi și să nu folosești talentele sau măcar pentru tine, n-ai să faci mare expoziție, dar măcar pentru sufletul tău. O să mă grăbesc, știu că suntem cu timpul limitat. Chiar am avut o persoană care mi-a scris acum 2 zile pe Facebook și a zis, după ce m-a văzut la televizor cu picturile mele, mulțumesc că ești un exemplu și datorită ție, uite, m-am apucat de pictat și mi-a trimis poze cu cele 3 picturi care le-a făcut și am să te pomenesc toată viața. Și această persoană, nu știu vârsta, dar cred că cel puțin are vârsta mea. Sunt convinsă că și acum o să se întâmple acest lucru cu cei care ne privesc. Sper să. Sperăm m-aș bucura. Da. Mă gândeam că există o problemă, așa nume curajul de a face ceva. Și una dintre probleme pe care le sesizez eu în societatea asta mică în care noi trăim ar fi următoare, așa nume că sunt anumite lucruri pentru care eu sunt fericit și sunt anumite lucruri pentru care pe mine mă bucură și mă încântă. Problema este că sunt alți oameni în jurul meu care nu au aceleași bucurii și lucrurile pentru care eu sunt bucuros, pe ei nu-i bucură. Și atunci am mai repede ascult de ei decât de propriile mele plăceri. Ceea ce este total greșit. Dacă mie îmi place și altul nu-i place, mă duc și fac pentru că mie îmi place. Aici nu vorbim să-l deranjăm pe celălalt. Nu, atâta timp când nu-l afectez cu nimic pe cel din jurul tău, sigur. Asta este o problemă și cu, de fapt, de mici, de copii. Dacă sunt influențabili sau nu. Asta îi spuneam și fiicei mele. Nu te lăsa, când vorbim de partea negativă, influențată de cei din jur. Dacă eu o fac, nu înseamnă că trebuie să o faci și tu. Da? Atâta timp cât este în dezavantajul tău, detașează-te de turmă. Și în același timp, dacă este ceva care te face fericit și nu afectează pe nimeni, fă-o. Nu are importanță, exact cum ai spus tu. Poate că, nu știu, faptul că eu pictez și mă uit la picturile alea și mă fac fericită cu culorile și tot ce ești tu. Nu ești pasionat de pictură, zic, ia uite și pe asta. O simplă pictură a făcut-o fericită. Da, nu mă interesează părerea ta. Fac ce mă face pe mine fericit. Corect. Ai subliniat aici un aspect foarte important, autenticitatea. Avem nevoie în societatea noastră de oameni autentici, pentru că vedem din ce în ce mai mulți oameni care imită pe ceilalți. Sau și sindromul turmă. Exact. Dacă ei au succes, crezi că și tu trebuie să ai succes pe aceeași direcție, dar poate menirea ta este alta. Exact. De-aia spuneam și mai devreme, trebuie să ne descoperim pe noi, trebuie să înveți să te descoperi pe tine, să te focusezi pe tine. În momentul în care știi ce vrei, ai să fii mai fericit și automat și cel din jurul tău o să fie fericit cu tine. Cum crezi că îl percep astăzi, în 2018, oamenii pe Dumnezeu? Am auzit tot felul de conversații, de explicații, că cred, dar nu cred în Dumnezeu, cred într-o putere, cred în mine, cred în univers. Încă o dată zic, important e să creadă. Pentru că atunci când crezi în ceva, trebuie să ții cont de ceea ce îți cere acel cineva. Când îți iubești părinții și părinții îți spun, te rog eu frumos să nu faci asta, că nu-i bine. Da? Poate uneori vrei să faci, dar faptul că îți iubești părinții și nu vrei să-i superi, ai să faci. Același lucru și cu credința și cu Dumnezeu și cu Buddha, univers, ce e. Atâta timp cât încerci să fii pe calea cea bună, nu are importanță în ce crezi, cum crezi și cine e. Din ce am văzut eu până acum, cei mai mulți îl văd pe Dumnezeu, sau o mare parte, îl văd pe Dumnezeu ca o entitate deranjantă în viața noastră, care mai mult stă să vadă ce facem, doar ca să afle lucrul și apoi să ne pedepsească. Pentru că dacă cumva am pășit în stânga sau în dreapta de pe calea cea bună despre care vorbeai, atunci acest Dumnezeu e acolo și fie m-a pedepsit atunci, fie a notat el și apoi
cândva, într-un moment când mie merge bine, mi-a pus o piedică și buf, m-am răsturnat. Două lucruri. Cred că ne pedepsim singuri prin deciziile care ne le luăm, mm-hmm. pentru că el îți spune de la început, uite, asta, asta, asta nu-i bine să faci, da? Cum îți spune? Prin scripturi, mm-hmm. da? Da, e Biblia. Și îți spune, dacă nu, astea sunt consecințele, dacă nu ții cont. Eu ți-am spus, da? Exact cum face un părinte cu copilul, procedează, da? La un moment dat aduce asupra ta rezultatele la ceea ce ai făcut. Consecințele faptelor tale. Consecințele, bineînțeles. Și în al doilea rând, anumite încercări în viață sunt puse expre ca să vadă, să-ți vadă credința, dacă cedezi sau nu. Uh-huh. Nu? Așa cred eu. Așa simt eu. Și știți cum e vorba aia, Dumnezeu nu îți dă mai mult decât poți duce. Nici pentru că El ne cunoaște pe fiecare așa, individual. În același timp vreau să mai spun un gând. Cred personal că în secolul acesta în care foarte mulți refuză să se apropie de Scriptură într-un fel sau altul, Dumnezeu nu rămâne mut în fața acestor oameni, ci este foarte posibil ca să le comunice mesaje prin alți oameni, prin siguranță. Alte situații sau mm-hmm. prin diferite situații. Astfel că Dumnezeu nu rămâne undeva pasiv, ci se folosește de toate mijloacele posibile ca să-ți comunice un mesaj. Și nevoia și simțământul de un mai bine, de un mai frumos, de un mai cum se cade, de o viață mai bună, nu vin pur și simplu așa. Și se pare că toate aceste lucruri își găsesc un răspuns undeva în supranatural, indiferent de ceea ce indiferent ce înseamnă supranatural pentru tine. Uh-huh. Scuze-mă că am vrut să-și citesc ceva, până una alta se spune așa, știi cum e, cine are urechi să audă, cine are ochi să vadă. Și am găsit ceva care mi-a plăcut foarte mult, spune așa, Dumnezeu, când te rogi, da? Dumnezeu îți poate da 3 răspunsuri la rugăciunile tale. 1. Da. 2. Încă nu. 3. Am ceva mai bun pregătit pentru tine. Și 4. Nu este pentru tine. Nu este pentru tine. Da? Asta m-a adăugat-o de la mine. Da. Zice, oricare ar fi acel răspuns, Dumnezeu știe cel mai bine de ce aveți nevoie. Așa este. Asta apropo să nu mai forțăm lucrurile, pentru că... Răspunsul la întrebarea de ce mi se întâmplă mie. Da. Da. Cred că mai sunt situații în care asta am învățat și eu din viață, din puținii ani pe care am trăit, și anume că de multe ori ar fi bine să ne rugăm ca Dumnezeu să ne limpedească mintea ca noi să luăm decizii. Sunt mm-hmm. foarte mulți creștini care se roagă ca Dumnezeu să ia decizia în locul lor, să le arate exact ce să facă. Și mă gândesc, noi de ce mai avem creier? Și de asta cred că în această aglomerație să ne rugăm Dumnezeu ca să ne dea minte lucidă, ca să putem analiza bine, să putem vedea toate aspectele și să luăm decizia potrivită pentru noi, pentru familia noastră, pentru viața noastră. Uh-huh. Așa mă rog și eu și zic că, Doamne, te rog, luminează mintea ca să știu ce este mai bine pentru mine și să fac alegerea cea mai bună pentru mine și familia mea. Să vorbim acum despre titlul emisiunii noastre, Dumnezeu este dragoste. Cum ai descoperit tu acest lucru sau l-ai știut dintotdeauna? Din nou, înapoi la Scripturi, scrie clar acolo negru pe alb că Dumnezeu este dragostea, da? Și dragostea automat este Dumnezeu, este ca un bumerang. Uh-huh. Nu poți face lucruri rele, urâte și să spui că ești cu... pentru semenii tăi, da. Și să spui că ești cu Dumnezeu de partea lui, pentru că se bat cap în cap. Da? Atâta timp cât ai dragoste în tine, intenții bune, automat îl ai pe Dumnezeu. Da? Și atunci de aici vine Dumnezeu este dragoste, dragoste este Dumnezeu. Dacă este să acceptăm ceea ce Scriptura spune, că oamenii au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și te uiți la comportamentul oamenilor de pe stradă și de multe ori chiar și comportamentul meu, vorbesc despre mine, nu prea
seamăn cu... Da. Am fost creat după cel care este dragoste. Iar comportamentul meu este puțin atipic. Mai mă regăsesc și eu așa și îmi fac singură morală și îmi spun nu e bine, schimbă-te sau, știi, apropo de încruntat, mai mă regăsesc uneori pentru că te acaparează gândurile, îți acaparează mintea tot și ce gândești în general se oglindește pe fața ta, de-aia se spune că și ochii sunt fereastra sufletului tău. Și atunci încerc să mă auto să mă corectez și să... Vorbind despre răutatea oamenilor de pe pământ, nu cred că toți oamenii sunt răi, însă cineva se întreba cât ne mai rabdă Dumnezeu și am corectat persoana respectivă și am spus de ce ne mai rabdă Dumnezeu, pentru că ne iubește. Așa e. Răspunsul este dragostea. Absolut. Deci dragostea, cu dragoste rezolvi în general totul. Toate conflictele. Da, toate conflictele. Crezi că noi, oamenii care am înțeles atât de multe lucruri despre Dumnezeu, trebuie să spunem celor din jurul nostru ca și ei să descopere și să afle? Cred că trebuie să dăm mai departe, cum s-ar spune, da, cu siguranță, trebuie să împărtășești. Degeaba ai această înțelegere dacă o ții doar pentru tine. Trebuie dat mai departe, atât verbal, cât și prin comportamentul tău. Tu ești exemplu că ești de partea cea bună, că iubești pe Dumnezeu, prin exemplul tău. Mă gândesc că foarte mult înțeleg prin a da mai departe doar să spună. Nu. Însă poți să dai mai departe fapt, ai mai prin exemplu. Prin exemplu. Atunci oamenii se întreabă, dar ce se află în spatele faptelor? Sau se trăiesc o grămadă de întrebări în mințile oamenilor. Însă dai mai departe. Hai să fim serioși. În momentul când dăm de un local bun, frumos, nu zici mai departe, nu faci reclamă mai departe. Când, faci o listă, top 10. Când mănânci, da. Când mănânci o mâncare bună, când cunoști un om deosebit, când faci în viața ta, descoperi niște lucruri, nu zici mai departe, inevitabil. Am fost, am văzut, am pipăit, am cunoscut. Cam așa este și cu... Cu mărturia asta, exact. Cum a venit. Exact. Da, trebuie să împărtășești, așa cum se spune, și talentele pe care le ai, trebuie să le împărtășești cu semenii tăi, cu cei din jur, pentru că la ce folos dacă Dumnezeu ți l-a dat și îl ții pentru tine? Total de acord. Denis, cum definești tu viața? Cum vezi? Cum ai putea să ne-o descrii, cuvântul viață? O întrebare... complexă. Da. Bine, din nou cineva mi-a trimis un mesaj din fetele care mă urmăresc și m-a întrebat ce este viața pentru tine? De ce suntem noi aici pe pământ? Și am zis, este foarte greu să-ți explic ție prin modul meu de a gândi, pentru că pentru mine viața este doar un pasaj, o etapă, pentru că eu cred în viața de după moarte. Eu nu cred că totul se termină aici. Eu zic că suntem aici pe pământ să avem anumite încercări, să trecem un test pentru următoarea viață. Și până atunci încerc să fiu cât pot de optimistă, să iubesc pe cei din jurul meu, să-mi iubesc pe cei dragi, să fac tot ce pot eu mai bine și să mă schimb în bine, pentru că, da, am și eu lipsurile mele și sper să fie ok pentru mai departe, pentru cealaltă etapă în care trecem. Da, văd că tu ești și la mine. Viața este una dintre acele cuvinte pe care nu le poți explica decât atunci când trăiești. Corect. Viața este cuvântul care să trăiești. Și după ce, spus. Și după ce ai ajuns la o anumită vârstă sau la o anumită etapă, să spui, uite, am trecut prin astea. Atunci oamenii au definit viața ca fiind suma evenimentelor pozitive, mai negative, dar ai trăit. Și viața înseamnă acțiune, activitate, a trăi, să-ți bată inima mai tare și mai încet, să ai emoții, să transpiri de emoții, să te roșești, să revii. Asta înseamnă viață. Toate emoțiile prin care trecem, da, amintirile, tot, exact. Să nu ai ceva monoton. Teleghidat. Da, da. Pentru mine viața este o călătorie. De multe ori am mai spus-o aici la dialog, pot să fiu repetitivă, dar chiar țin să subliniez că
suntem ca un tren care merge pe două linii și uneori oprim la anumite stații, unele persoane intră, altele coboară, dar noi mergem tot înainte. Mai departe, ce frumos! Vezi? Acela subiect, trei persoane cu viziuni diferite. Așa este. Ne rămân doar 9 minute și aș vrea să le dedicăm celor care ne privesc și să dăm câteva sfaturi practice pentru a trăi viața din plin, frumos și în mod altruist. Eu, una, vreau să le spun că trebuie să rămână ei, cu mentalitatea lor, să facă ce simt ei, să nu, cum am vorbit mai devreme, să nu ne uităm la cei din jur și dacă el a făcut și eu n-am reușit să fac, să nu fiu dezamăgit, hai să încerc să fac ce-mi place mie, da? Ce mă face pe mine fericit, să mă focusez pe mine, să nu mă interesez de ce spun ceilalți, din nou, atâta timp cât nu îi afectez pe ei. Și să aibă speranță. Nu știu, fiecare își găsește speranța în ceva. Eu mi-am găsit-o în Dumnezeu, alții și-o găsesc, mă rog, nu știu, în ce vor ei, dar speranța e cea care te ține să vezi ziua de mâine mai bună. Și să fii tu însuți. Eu mi-am notat un cuvânt din toată discuția aceasta, și anume că fără disciplină, nu ai cum să te dezvolți. Uh-huh. Adică trebuie să înveți să treci, trebuie să înveți să te controlezi, trebuie să înveți și ce să mănânci, și cum să mănânci. Te disciplinezi, perseverezi în acțiunile bune pe care le-ai căpătat. Și fii constant. Și fii constant. Atunci, în timp, se vede un rezultat. Sigur. Nici de cum peste noapte. Nu, nu. Așa este. Aș mai spune eu să punem pasiune în toate acțiunile noastre, să nu treacă nimic pe lângă noi în mod monoton. Mm-hmm. Pentru că mecanic. O viață avem și trebuie să o trăim din plin cu pasiuni, cu siguranță. Dragilor, timpul nostru este spre sfârșit și știi, noi la Dialog acum câteva luni terminam întotdeauna cu un hashtag. Hashtag viață, hashtag forever young în cazul nostru. Aș vrea să mai subliniez acum câteva lucruri care te fac pe tine young, forever young. Cu hashtag-uri? Sau cum? Fără. Nu, liber. Nu. Care mă definesc pe mine, adică mă fac tânără, nu știu, ți-am mai spus, sunt copilăroasă. Uh-huh. Da? Și spun asta că încă îmi place să mă duc în parc, să mă dau un leagăn și în balansoar și în ce vrei tu să spui cu nepoții mei. Încă mai mă uit la desene animate. Să dai atenție copilului din colțul sufletului tău, că sunt sigură că toți avem încă un copil acolo în sufletul nostru. Dai atenție, să nu te gândești că la vârsta asta sunt prematur, nu există, mă prostesc. Nu, nu. Liber, liber, liber. Open mind. Da. Cum te pot găsi cei care vor să vadă toate poveștile tale minunate pe Instagram? Păi pe Instagram sunt denise.iacobescu și pe Facebook simplu Denise Iacobescu și este poza alb-negru. Perfect. Pentru că am mai multe conturi. Acum, înainte să ne despărțim, spune-ne ce gânduri ai de viitor, ce o să faci în acest an promițător pentru noi toți. Cum am spus, vreau să încep să merg la psihologie, la facultate de psihologie. Vreau să reiau lecțiile de pian. Vreau să călătoresc și să mă implic în... cum se spune, acte de caritate. Aș vrea să vizitez casele de bătrâni, da, pentru că toți vom ajunge acolo mai devreme sau mai târziu, și pe cei micuți. Pe cei micuți care trăiesc în diferite situații neplăcute. Mai puțin, care au mai puține șanse, da. Îți mulțumim tare mult că ai fost ca o carte deschisă pentru noi. Te-ai povestit atât de frumos și am învățat foarte multe din exemplul tău. Mulțumesc, sper. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit și în această seară și vă invităm săptămâna viitoare să ne urmăriți iar la Dialog pentru a descoperi noi povești de viață. La revedere!